Păi deloc nu doare. Bine, dar orice injecție mai doare. Da, ce fel? 0,3 ml. Ce ați mi-am găsit? O să fie într-un ceas bun. Abia aștept și a doua doză. Cam asta e. Să ne vedem sănătoși la mulți ani. Da. Și să scăpăm o dată. Uite de frumos. Mulțumesc. La revedere. Mă simt foarte bine și mai optimistă. Este evident că odată începută vaccinarea, problema este spre rezolvare și în scurt timp pandemia va intra într-un declin evident și vom scăpa de aceste probleme din ultimul an. Ce foarte mulți nu știu este că acest tip de vaccin construit pe ARN mesagerul virusului este gândit și s-a încercat să se obțină și alte vaccinuri prin acest model. N-a fost niciodată, știu eu, suficient de mare graba și tentația și nici fondurile n-au fost suficiente ca să se și construiască un astfel de vaccin. Deci dacă în alte vaccinuri, știm bine, exista un germene atenuat sau care punea organismul să mimeze o fază a bolii și să producă imunizare prin crearea de anticorpi. Ei, aici avem o secvență de ARN mesager a unei proteine S, spike, se cheamă, a virusului, a coronavirusului, care va învăța organismul să mimeze un scenariu de boală și să creeze imunitate. Sperăm noi o imunitate chiar de mai lungă durată decât produce boala și chiar de mai lungă durată decât produc alte vaccinuri, cum e cel antigripal. Este o tehnologie evident genetică, care ține cont de particularitățile genetice ale coronavirusului, deci pornește de la modul în care el își croiește proteinele, care practic determină toate manifestările atât de grave ale bolii. Aș vrea doar să transmit tuturor celor care au cea mai mică îndoială să citească prospectul de la, nu știu, paracetamol și prospectul de la coronavirus. Și paracetamolul pe care toată lumea l-a luat de câte ori are o simplă viroză, mă refer la paracetamol și la, nu știu, Nurofen. De cele mai multe ori sunt mai multe efecte adverse, pentru că, da, într-un studiu larg există persoane care nu răspund bine la paracetamol. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, există pe site-urile principalelor asociații de pacienți, și aici mă refer în special la asociațiile de boli rare din toată lumea și Organizația Mondială Prader-Willi și Asociația Europeană Eurordis, indicații și recomandări pentru ca pacienții cu boli rare, deci care au deja probleme cronice, să se vaccineze. Ori, dacă în alte situații ne gândim la interesele unor producătorilor, a industriei farma sau a altor producători, sigur că asociațiile de pacienți evident pun în centru atenției și interesului pacientul. Deci dacă asociațiile recomandă, înseamnă că e un argument foarte puternic că trebuie să credem în vaccin. Pe de altă parte, aceleași agenții foarte importante de specialiști, FDA-ul din America și EMA europeană, da, au gândit și au dat undă verde tuturor medicamentelor pe care noi le-am luat vreodată și deci și acestui vaccin. Și evident că dacă până acum am creditat aceste agenții, e normal să credem că suficiente studii au demonstrat că vaccinul chiar ne face bine.